Volumul semnat de jurnalist Angela Precup și intitulat Memoria tiparului, presa mureșeană în secolul 20, relatează povestea presei mureșene din perioada interbelică. Autoarea a consultat un număr de aproximativ 380 de publicații în limba română, dar și bilingve. În cadrul evenimentului, jurnalist Angela Precup a fost înconjurată de personalități târgumureșene remarcabile. Cercetarea ei se întinde, se extinde, se aprofundează față de cercetările mai parțiale pe care le-au făcut și Părinte Șerban și Dimitrie Poptănaș. Asta, odată cele două obiective stabilite și marcate, ca să zic așa, ca zonă de interes, urmează apoi cercetarea aplicată propriu-zisă. Și aici aș felicita-o cu deosebire pentru felul în care a făcut analiza fiecărei publicații. Nu a făcut analize de tip ideologic, deși nu lipsesc nici analizele ideologiilor pe care le exprimau ziarele, cât de efemere erau ele, cât de pragmatic orientate erau unele dintre ele. Veți vedea, parcurgând paginile cărții, sunt foarte, foarte multe imagini. Și asta spune multe despre cel care dorește să o citească, pentru cel care dorește să o citească, pentru că va vedea articolele respective. Nu sunt transcrise, nu sunt povestite. Le va vedea exact așa cum au fost ele publicate, lucru care înseamnă mult, zic eu. Domnul profesor Sigmirean, Angela a început să lucreze la lucrarea de licență, dacă nu mă înșel cu dumneavoastră, și lucrarea de licență a avut tot o idee legată de istoria presei, da? Sunt bucuros pentru că asist la consacrarea publică a unui mare ziarist din județul Mureș din ultimii 25 de ani și am admirat-o ca ziaristă, fie că a făcut-o în presa scrisă sau în radio, televiziunea mureșană, a fost un ziarist echilibrat, care a respectat tradiția presei mureșene, dar nu atât de mult încât să devină tradiționalistă, a fost modernă, dar nu atât de mult încât să fie modernistă. A fost, să spunem, personalitatea ei marcantă a prezenței ei în presa din județul Mureș. Mă bucur nespus de mult să salutăm prezența în mijlocul nostru a doamnei Angela Precup, de care s-au spus foarte multe cuvinte frumoase. Mă bucur să fim alături de dumneavoastră. Chiar dacă am fost în concediu, am făcut un efort să fiu astăzi alături de Angela, deoarece este un om deosebit. Lucrarea dânsei, intitulată Memoria tiparului, presa mureșană în secolul 20, este rodul unei cercetări serioase și aplicate, începută cu ani în urmă, cercetare făcută cu multă pasiune, dar și pricepere, dar mai ales cu rigoare și cu responsabilitate profesională. Cred că nu i-a fost ușor să scrie acest volum, deoarece a studiat multe ziare. Autoarea Angela Precup a luat cuvântul la finalul evenimentului. Vă mulțumesc că ați venit. Nu suntem chiar așa de mulți, dar sunt oameni care contează. Mă descurc. Am învățat pe de rost. M-am pregătit. Mi-am făcut tema. Memoria tiparului nu este, poate în ciuda titlului, o carte pentru ziariști. Este o carte care folosește presa ca pretext pentru a le vorbi tuturor despre Târgu Mureșul de altă dată, despre oamenii lui, despre politica acelui altă dată, despre buna conviețuire și certurile inerente ale epocii. Așadar, sper să fie înțeleasă de oricine este interesat de istoria frumoasă a acestui oraș. Volumul al doilea al lucrării, care va prezenta presa din perioada comunistă și post-decembristă, va apărea în cursul anului viitor.